Consiliul Local al municipiului Drobeta-Turnu Severin a fost convocat astăzi în ședință extraordinară. Pe ordinea de zi a fost un singur proiect de hotărâre, constând în elaborarea Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă a municipiului Drobeta-Turnu Severin și Planului de Acțiune pentru Mediu la nivelul județului Mehedinți. Un nou proiect al Consiliului Local, în colaborare cu Consiliul Județean Mehedinți, va fi implementat în municipiul Drobeta-Turnu Severin. Este vorba despre 124.000 de euro, fonduri norvegiene care vor fi folosite pentru eficiența energetică în clădirile aflate în subordinea primăriei. Vorbim aici de eficiență energetică. În cadrul acestui proiect, pe lângă elaborarea unei strategii pe această zonă, primim un soft prin care putem să calculăm tot ce se consumă din punct de vedere energetic în clădirile primăriei, și nu numai ale primăriei, vorbim și de școli, vorbim și de subordonate. Deci prin acest soft putem calcula tot ce înseamnă energie electrică raportat la suprafață, la numărul de angajați. Acest soft ne permite să vedem dacă și unde putem să facem economii. De asemenea, tot în cadrul acestui proiect, Consiliul Local va primi 4 camere cu termoviziune care vor detecta mult mai ușor pierderile de căldură din fiecare instituție a primăriei. Un al doilea lucru interesant cu acești bani pe care îl facem, primim 4 camere cu termoviziune, la fel putem să mergem cu el la toate clădirile publice și cu aceste camere vedem ce pierderi de căldură avem, unde sunt pierderile mari, inclusiv la cele termoizolate, și vedem exact ce pierderi de căldură sunt și putem lua măsuri acolo unde pierderile de căldură sunt foarte mari, intervenim și putem să remediem. Deci e un lucru important. Un lucru, mai ales în ziua de astăzi, în care prețul la energie electrică a crescut foarte mult, ne ajută să evităm pierderile, să le găsim și să luăm măsuri ca aceste pierderi să nu mai fie, și în același timp putem calcula și consumurile energetice raportat la suprafețe și, repet, la tot ce înseamnă funcționare, la fel putând să luăm măsuri să reducem aceste costuri. Acești bani sunt importanți pentru reducerea costurilor în ceea ce privește funcționarea instituțiilor primăriei în raport cu energia electrică. Consiliul Local, împreună cu Consiliul Județean Mehedinți, au implementat de-a lungul timpului proiecte importante atât pentru severineni, cât și pentru o mai bună funcționare a municipiului Drobeta-Turnu Severin.